Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cancerul este una din principalele cauze de deces în întreaga lume. Ziua de 4 februarie, Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, reprezintă doar o parte a campaniei mondiale de luptă împotriva bolii care seceră în lume foarte multe vieți. În țara noastră se înregistrează anual 10.000 de cazuri de cancer, susțin coordonatorii naționali ai programelor asociațiilor bolnavilor de cancer din România. În România apar undeva anual în jur de 78.800 de noi cazuri diagnosticate, în creștere cu aproape 4.000 de cazuri de la ultimul raport din 2008. Prevalența în ultimii 5 ani, numărul total de pacienți este de 178.400 cazuri. Cancerul de plămâni este cel mai frecvent în țara noastră la bărbați, urmat de cancerul de col uterin și cancerul de sân la femei. Lupta împotriva cancerului presupune, printre altele, organizare, alcătuirea de programe și asigurarea accesului egal al tuturor pacienților la cele mai noi terapii contra bolii. Și la Giurgiu, Asociația Bolnavilor de Cancer și Hepatită, ABCH, are în vedere măsuri de sprijinire a pacienților din județul nostru. Pentru anul 2014, ABCH Giurgiu își propune la nivel local, cu ajutorul autorităților, și anume Primăria Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu, demararea unui proiect, și anume un proiect pentru grupurile de suport, pentru pacienții oncologici și familiile acestora. De asemenea, ABCH Giurgiu dorește constituirea unei entități comunitare care să activeze autonom cu și pentru pacientul oncologic. Cei interesați de activitatea Asociației Bolnavilor de Cancer și Hepatită din Giurgiu, dar și cei care doresc a afla mai multe amănunte legate de incidența bolii în țară și județ, sunt invitați să urmărească ediția de vineri 7 februarie a emisiunii Realitatea Nefardată de la ora 21.